Mirea să fructe de pădure. De cât timp n-am mai mers în parc? Ăsta, sincer, n-am curaj. Facem? Clădite! Yeah! Vedem dacă Evi poate să spargă un ou. Nu știu dacă pot. Opa! Salut și bine ați venit la un nou vlog! Astăzi Tati este toată ziua la muncă, iar eu am rămas la cu ele! Yeah, astăzi o să ne distrăm de minune! Și care este cel mai bun mod de a ne începe ziua decât cu o mască de față? Da! Așa un pic de relaxare! Da, așa! Eu am o mască cu extract de papaya, iar Evi are o mască pentru copilași! Da, eu am o mască cu unicorn! Și are aici un mesaj drăguț: fii tu însuți. Dacă nu poți, atunci fii un unicorn. Cum e Maria? Prima sunt eu. Eu sunt aici, o filmez pe Maria cum își pune Max masca. Și acum e rândul lui Eve. Mirea să fructe de pădure. Wow! Hai să o scoatem! E cam faină! Ce colorată e! E un pic mare! E un pic cam rece? Da? Nu, că nu lipesc! Asta! Iar el ca o supereroină! Așteptăm 10 minuțele și apoi ne pregătim să plecăm în parc! În sfârșit este cald și bine afară. De când așteptam momentul acesta? De cât timp n-am mai mers în parc? Ce Eve, e bebeluș! Sunt o mulțime de copii în parc. Ce să faci dacă sunt atâția copii acolo sus? Așteptăm să se mai elibereze. În sfârșit Eve a prins liber la leagă. Sunt o mulțime de copii, e plin parcul. Se cunoaște că a dat căldura. Yay! Și Eve e o curajoasă. Acum un an de zile se temea să se dea aici. Să mă curentez! Ăsta, sincer, n-am curaj. Dar e mititel! E mititel! Zice! Hai, te prind! Hai, curaj! Yay! Ai văzut că poți? Ne-am curentat! Am luat o pauză de apă. Și de o bombonică. Ce e? Hamburger? Uite! E un burger. Ia să-mi spui dacă e bună. N-am gustat. Foarte bună, dar foarte mare. Hai, Eve, să te văd! Și am terminat cu distracția în parc. Te-ai distrat, Eve? Da. Mă bucur. Vrei să venim și mâine? Da. Bine. Acum mergem să facem niște cumpărături și acăsucă. Ia uitați ce frumos am florit copacii. Și am ajuns acasă, am fost și la cumpărături și acum ne-a luat un pic foamea. Și de acum, ca să prindem un pic de energie, o să facem... clădite! Yeah! Să ne apucăm de treabă! Să începem! Avem aici ingredientele. Am pregătit lăptic, făină, apă minerală, sare sau zahăr. Așa. Și Nutella. Nutella. Iar eu o să fac așa cu ăsta. O să iau așa și să-i dau lui Maria. Mai avem zahăr vanilat. Și două pe care noi o să le împărțim și o să sparg și eu. Să văd dacă pot. Așa, și ulei de ostigaia. Da, uite așa. Miu. Evi este ajutorul meu de bază. Da. Tot timpul. Vedem dacă Evi poate să spargă un ou. Nu știu dacă pot. Mai tare. Mai tare. Așa. Bravo! Și pe asta l-am cum vreau tot eu, că mă pricep. Să-l spart și pe asta. Am crezut că nu o
să pot. Bravo! Da. Și acum urmează zahărul. Să-l pun. Două lingurițe. Mai pune, mai pune. Încă câte? Încă pe atât. Încă una? Opa. Și încă o dată. Și încă o dată? Așa. Și acum amestecăm. Hai, putere, putere. Acum urmează zahărul vanilat. Hai, pică acolo, hai, pică, 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 pică. Așa. Și acum amestecăm. Laptele. Da. Am terminat de amestecat. Acum punem laptele. Cu grijă. Oh. Repede, repede, repede. Hai să te ajut. N-are nimic. N-are nimic. Urmează și apa minerală. Da. Bravo. Și acum urmează făina. Da, pe care o să pun tot eu. Eve se pricepe foarte bine. Am zis tu că să mă opresc din îngurtit. Ok, mai pune făina acum. Am zis tu că să mă opresc, ok? Sigur. Să mai pun făina. Atât? Da, pune, pune, pune. Și încă una, și încă una. Cam așa arată aluatul nostru de clătite. Și acum să înceapă distracția. Da. Eu sunt aici, o filmez pe Maria tot din nou. Să vedem. Uitați aratul. Vi l-am arătat. Două, trei și... Maria, ești foarte pricepută! Cam așa arată și clătitele noastre, miroase foarte bine în casă. Urmează să punem Nutella și să vedem cum au ieșit. Sunt gata să-mi pătrăsc pe a doua. Și urmează să gustăm clătitele, să vedem cât de bune au ieșit. Da. Sunt făcute cu multă dragoste. Să vedem dacă mai rămân și luptate. Astăzi am avut o zi cu adevărat superbă. Ne-am relaxat, ne-am plimbat, ne-am bucurat de razele soarelui. Eve s-a bucurat că s-a jucat cu fetițele. Cu colega mea. Chiar a fost o zi superbă. Dacă v-a plăcut videoul nostru și vreți să vedeți mai multe videouri de acest gen, nu uitați să le dați un like, să vă abonați și un comentariu. Pa, pa! Pa!